Astăzi s-au împlinit 116 ani de la nașterea Patriarhului Justinian Marina. În cei 29 de ani de arhipăstorire, cel de-al treilea patriarh al României a apărat ortodoxia în vremurile grele ale regimului comunist, a reorganizat învățământul teologic ortodox și a înființat așezăminte de asistență socială. Deși s-a aflat sub presiunea unui regim politic ateu, a reușit totuși ca în timpul său să fie construite din temelie 302 biserici, iar alte 2340 să fie restaurate. Patriarhul Justinian Marina a moștenit de la părinți educația creștină. Preoția a fost visul sfânt al mamei sale. Sub călăuzirea ei a făcut primii pași pe drumul înțelegerii slujirii lui Dumnezeu. Investit în 1948 în slujirea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ierarhul s-a afirmat prin statornicia în dreapta credință, prin activitatea sa misionară și printr-o blândețe părintească. Bărbat tânăr, de adâncă credință, cu experiența slujirii bisericii ca preot de țară și de oraș, om muncitor, omenos, cu dorința de a-și pune toată puterea în slujba bisericii pe care trebuia să o apere. A fost corăbierul care a știut să strecoare luntrea bisericii între Scira și Caribda, împinărilor de tot felul care veneau din partea regimului comunist. Ce eforturi extraordinare va fi trebuit să facă acest om, ce diplomație nemaipomenită trebuie să se întrebuințeze și ce tact pastoral și, aș zice, și didactic și omenesc până la urmă a avut ca să poată face ca biserica să progreseze. Ioan Marina s-a născut la 22 februarie 1901 în satul Suiești, din județul Vâlcea, în familia unor agricultori buni creștini. A urmat cursurile școlii primare în comună, iar în 1915 s-a înscris la seminarul teologic din Vâlcea pentru ca să poată preoți, preoția fiind visul mamei sale. De mama sa o amintește ca fiind o vrednică credincioasă care de mică l-a învățat să-L iubească pe Dumnezeu, să-și iubească aproapele, să meargă la biserică, să roage și să se închine. Cei care l-au cunoscut vorbesc și acum cu bucurie și emoție despre el. Unora le-a schimbat viața, le-a călăuzit pașii, iar altora le-a fost dascăl, preot și exemplu de curaj în vremuri grele. Întreaga mea viață de preot este legată de existența Patriarhului Justinian. A știut să cărmuiască această corabie a bisericii pe marea învolburată acestei vieți într-un mod măiestrit, parcă ar fi fost de când lumea destinat ca să conducă o astfel de viață spirituală pe vremuri triste. Ori de câte ori vorbesc despre vrednicul de pomenire, Părintele Patriarh Justinian, am totdeauna impresia că încercarea mea seamănă cu strădania unui alpinist care ar vrea să cuprindă cu brațele sale ceahlăul. În ciuda tuturor dificultăților, în vremea arhipăstoririi sale au avut loc numeroase schimbări care au ridicat mult prestigiul ortodoxiei românești și l-au făcut o personalitate reprezentativă a bisericii noastre. În 1948 a început reorganizarea învățământului teologic ortodox. A fost o vreme când în fiecare sâmbătă era prezent în seminar. Prea fericitul avea la suflet viața seminarului. Văzând lipsa de care o duc și studenții și elevii de seminar, a luat hotărârea să tipărească manuale de curs, atât pentru elevi cât și pentru studenții în teologie. Și asta n-a fost lucru puțin. Dumnezeu a vrut conducerea bisericii să cadă în sarcina Părintului Patriarh Justinian, care a condus-o în așa fel încât
la sfârșitul celor 30 de ani de patriarhat, a lăsat biserica mai consolidată decât o luase în 1948. Patriarhul Iustinian a plecat la Domnul în seara zilei de 26 martie 1977, la vârsta de 76 de ani, după o grea suferință și o lungă perioadă de spitalizare. A fost depus în mormântul pe care și l-a pregătit la mănăstirea Radu Vodă din București. Pe cruce, patriarhul i-a cerut meșterului să scrie: "M-am luptat, lupta cea bună, credința am păzit, am ajuns la capătul drumului vieții, de acum încolo mă așteaptă răsplata dreptății."